Bună dimineața, albinuțelor! Ia să vedem. Știți voi ce sunet se aude la sfârșitul cuvântului bzzz? Exact. Sunetul z. Sunetul z. Astăzi o să învățăm sunetul și litera z. Dacă l-ați auzit pe z la sfârșitul cuvântului bâz, cuvânt care imită zumzetul albinelor, litera z este aceasta. Z mare de tipar, care vă salută, da? Iată-l. Și z mic de tipar, care este la fel, numai că mai mic un pic. Aici aveți câteva imagini în care, în a căror denumire se găsește sunetul z. Să le denumim, să le rostim cuvintele. Hai să vedem, începem de aici. Aceasta este o, ziceți voi întâi, tare zmeură. Zmeură. Unde se aude cuvântul, sunetul z? La început, bineînțeles. Zme U, R. Bun. Aici avem zorele. Flori care arată ca o pâlnie, așa. O plantă agățătoare. De mai multe culori. Florile au mai multe culori. Zorele. Despărțim în silabe și găsim silaba în care se află sunetul Z. Zorele. Da? Voi faceți asta. O altă floare, o floare de primăvară, este zambila. La fel, identificați sunetul Z, despărțind în silabe. Ea se află, zambila este o floare de primăvară de mai, și ea de mai multe culori. Barză. Despărțiți în silabe și găsiți unde se află sunetul Z. Barză. Pasăre călătoare care vine primăvara la noi în țară. Este o pasăre iubitoare de apă, se hrănește cu pește, cu broscuțe, cu șerpișori și așa mai departe. Frunză. Dacă despărțiți în silabe, o să găsiți și sunetul Z în silaba a doua. Aici am pus o săgeată pentru cuvântul denumit zăpadă, da? Este, bineînțeles, o imagine de iarnă, dar cuvântul care ne interesează este zăpadă. Identificați sunetul Z, în care silabă este. O jucărie, dacă vreți, îndrăgită de copii, este zmeul. Zmeu. Zmeu. Da? Confecționat din hârtie colorată, cu panglici și cu o sfoară pentru a-l ridica, să-l poarte vântul acolo încotro bate. Un animal foarte cunoscut, zebra. De ce spun cunoscut? Pentru că această blană, nu e blană, piele, a zebrei, în cele două culori, alb și negru, este întâlnită pe aproape toate șoselele noastre și chiar se numește zebră, trecerea de pietoni. Zar. Zar sau, aici sunt mai multe zaruri, deci unul singur, zar, da? Și avem mai multe zaruri, da? Aici nu este, da, este o gură, dar pe noi ne interesează cuvântul buze. Buze. Cu ajutorul buzelor, noi putem să pronunțăm sunetele, cuvintele. Ne ajută atât buzele, cât și limba, cât și dinții, da? Pentru a rosti sunetele, cuvintele. Buze.
scuzele ne ajută să dăm și un pupic celui pe care îl iubim foarte mult. Săgeata aceasta se referă la acest zâmbet larg al acestei fețe, o față fericită cu un zâmbet. Da? Ce sunt aceștia? Aceștia sunt zurgălăi. Zurgălăi este un instrument de percuție, de regulă folosit iarna la colindat, când mergem cu colindul, clopoței și zurgălăi. Ziar. Ziar. Mai multe aici avem ziare, deci ziar. Da? După z se aude i, ziar, nu ziar, da? Ziar, ziar. Numărul 10, numărul 10 format din două cifre, cu 10 și unități, numărul 10. Iar aici avem o păstaie de mazăre, cu două boabe foarte jucăușe, mazăre. Bun. Fiecare cuvânt din aceste imagini va trebui despărțit în silabe și scris în acest tabel, fiecare trecând cuvintele dintr-o silabă aici, din două silabe aici, din trei silabe, din patru sau mai, din trei sau mai multe, patru sau mai multe silabe în această coloană. Nu știu dacă aveți mai mult de trei silabe. Dacă nu o aveți, le găsiți voi. Poate găsiți voi mai multe cuvinte formate din patru sau mai multe silabe. Puteți să completați tabelul și cu alte cuvinte, dar în principal trebuie să scrieți cuvintele din prima pagină. Deci, da? Bun. Asta o să o printați și o să scrieți pe foaie, dacă nu, puteți să o scrieți pe caiet, să faceți tabelul și să scrieți pe caiet. Alte cuvinte de despărțit în silabe, aveți aici două coloane, dacă printați pagina, scrieți direct pe această linie, dacă nu o printați, le scrieți așa în coloane pe caiet și le despărțiți în silabe. Am aici câteva cuvinte care conțin sunetul Z și care cred că ar trebui explicate. O să le întâlniți destul de des. Hai să vedem ce înseamnă aceste cuvinte. Aici avem cuvântul zare. De multe ori ați auzit cuvântul zare. Mă uit în zare, în zare se văd doi oameni venind. În zare apar niște nori de departe, așa. Hai să vedem ce înseamnă cuvântul zare. Cuvântul zare înseamnă tot ceea ce privim cu, cuprindem cu privirea de aici până în această linie. Aici suntem undeva la mare. Iată cerul cu nori. Da? Și marea este o linie dreaptă, orizontală, și această linie se numește linia orizontului. Iar de aici, de la persoanele acestea și până la această linie, unde ni se pare că cerul parcă se unește cu pământul, da? Nu există niciun gol între ele, da? Cerul și marea. Se unește cu marea, cu pământul, se numește orizont. Deci de aici și până acolo la linie se numește orizont. Când arătăm așa cu degetul și spunem, iată, în zare se vede un vapor. Sau, în zare am văzut cum vin norii. Da? În zare, sau aici foarte de departe, am văzut sărind din apă un delfin. Bun. Deci, zare. Zare, adică această depărtare de la noi, de unde ne aflăm, până la linia orizontului. Da? Văzduh.
Văzduh este un cuvânt nou, un cuvânt pe care nu știu dacă l-ați auzit sau nu, dar pe care o să-l întâlniți. Da? În văzduh, păsările zboară în stoluri. În văzduh se văd nori. Hai să vedem ce înseamnă. Iată. Deci văzduh, adică aer. Aer. Partea aceasta cu căreia noi îi spunem cer, care zice că e deasupra noastră, dar este de fapt un înveliș de aer care ne înconjoară toată planeta și se numește atmosferă. Punem în văzduh. Iată, în văzduh zboară păsări călătoare sau nu neapărat călătoare. Deci în văzduh, în aer. Deci văzduh, aer. Un alt cuvânt, zori. Și spunem zori, zori de ziua sau zori de zi. Ce înseamnă zori? Zori înseamnă momentul din zi care coincide cu răsăritul soarelui. Da? Zori. Ia. Nu atunci când a răsărit deja și când e lumină peste tot, ci momentul când începe să răsară soarele. În zori. Zori se folosește numai pentru acest moment și numai împreună cu cuvintele zori de zi sau zori de ziua sau poate singur zori, că înseamnă același lucru. Deci zori. Da? Momentul acesta când soarele răsare, începe să răsară. Se mai spune odată, câteodată, când, înainte de a apărea soarele, doar niște dungulițe roșiatice pe cer, când spunem se crapă de ziua. Adică, practic, cerul începe să fie străpuns de razele soarelui. El nu apare încă, dar se văd razele lui roșiatice și spunem că se crapă de ziua. Asta înseamnă foarte de dimineață, înainte de a apărea soarele. Când a apărut soarele așa foarte puțin, deja spunem că sunt zori, în zori. Veți alcătui și voi propoziții cu aceste cuvinte, da? Cele trei cuvinte, zare, văzduh și zori, pe caiet, bineînțeles. Deci să repetăm, zare, tot ceea ce cuprindem cu privirea de aici și până la linia orizontului, văzduh, aer, da? Și zori, zori de ziua sau zori de zi. Mai departe, aveți un exercițiu de transformat cuvinte care se termină, cuvinte care denumesc diferite acțiuni și se termină cu Z, pentru eu, pentru persoana mea, adică ce fac eu? Eu desenez, ce fac eu? Eu dansez, ce fac eu? Pictez, ce fac? Colorez, ce fac? Corectez. Trebuie să transformați pentru alte persoane, ea sau el. Cum se schimbă cuvântul? Eu desenez, ea desenează. Da? Eu desenez, ea desenează. Puneți-le și pe celelalte la aceste persoane. Ea, el, ei, el. Da? Au aceeași formă. Și pentru el, și pentru ei, toate. Ei desenează, el desenează. Deci aici am pus ea, dar e vorba de o fată, ea desenează, dar aceeași formă o are și pentru el, un băiat, și pentru ei, copiii. Copiii desenează, ei desenează. Bun. Și un alt exercițiu, nu este un exercițiu, este de fapt o temă suplimentară de ascultat și eventual memorat poezia Zdreanță. O să o ascultați pe internet, vă dau eu link-ul cu YouTube-ul și după aceea să răspundeți oral la întrebări.
Citiți întrebarea și formulați răspunsul. Atenție că răspunsul trebuie formulat întreg. De exemplu, cum se numește personajul din poezie? După ce ascultați poezia, o să spuneți răspunsul. Personajul din poezie se numește și dați numele. Cum era el? El era, deci reluăm răspuns întreg. Nu spunem doar cuvintele ca răspuns, ci toată propoziția. El era, cum era el, cum ascultați voi în poezie și așa mai departe. Deci răspunsurile întregi. Da? Mi-ar plăcea să învățați poezia, să vă înregistrați și să mi-o trimiteți pe grup, ca să văd și eu cine recită cel mai bine. Am de gând să premiez toți copiii care recită sau cântă foarte bine în imaginile pe care mi le trimit, în filmulețe, să-i premiez imediat ce ne întoarcem la școală. O fi anul ăsta, o fi anul viitor, nu contează, o să aveți un premiu toți cei care recitați cu intonație, frumos, fără grabă, orice poezie sau care cântați corect un cântece. Atât la lecția Z, restul o să ascultați povestea literelor din CD-ul vostru și faceți exercițiile. O să vă trimit și fișe de fixare a literei Z mic și Z mare de tipar. Bye!